Ecaterina stătea în fața ecranului monitorului, dar nu vedea nimic. Literele și numerele din tabele se contopiau într-o pată fără sens. Își încruntă ochii încercând să vadă ceva. Dar nu vederea o trăda, ci mintea, care refuza să se gândească la muncă, sugerându-i Ecaterinei că au probleme mult mai serioase decât să adune debitul cu creditul. Fata avea impresia că neuronii din craniul ei s-au umflat ca vata umedă și acum îi apăsau pe tâmple, pe frunte, făcându-i capul greu și imens. Doamne șopti în Ecaterina și, resemnată, își lăsă capul pe masă. În acea secundă, în birou a intrat șeful, Ion Victorovicilov. Deși ceasul arăta deja prânzul, bărbatul abia acum a decis să le onoreze cu prezența sa. Dormi la locul de muncă, Bartoșevici. Soarele încă e sus. Răsună vocea lui, în care se auzea clar satisfacția că a prins un angajat cu muța nesac. De altfel, Ion Victorovici o bombarda cu reproșuri zi și noapte. Desigur, Ecaterina nu s-ar fi supărat dacă reproșurile ar fi fost justificate. Dar bărbatul pur și simplu adora să-și arate angajații la locul lor. El îi penaliza fără milă pentru cele mai mici abateri, îi plăcea să-i miustre în public, organizând un spectacol pe care colegii Ecaterine îl numeau, pedeapsă exemplară. În același timp, nu dădea premii, nu plătea orele suplimentare, deși erau din belșuc. El cerea o dăruire totală pentru o remunerație minimă. Printre angajații companiei circulau zvonuri că problemele șefului și-au rădăcinile în copilărie. Oamenii șopteau că Ion Victorovici a fost fie un paria la școală, fie un copil neubit în familie, iar acum se răzbună pe subordonați, simțind gustul puterii. Alții credeau că pur și simplu a avut ghinion în căsătorie. La el acasă, soția îl bârfește, iar el se răzbună pe angajați. Indiferent care ar fi fost originile problemelor lui Shilov, Ecaterina îi creștea tensiunea din cauza lui. Deci fata era cea mai modestă, liniștită și responsabilă din birou. Ea chiar își lua munca acasă, se întârzia până târziu și venea la birou și în weekend. Doar că nu a auzit niciodată un mulțumesc. Acum, auzind vocea înverșunată a șefului, Ecaterina se cutremură, se ridică în picioare și se uită la Shilov speriată, nu dorm. Pur și simplu mi-a fost rău și... Lasă-ți scuzele! O întrerupse șeful contabilei. De ce nu am primit încă documentele privind primirea mărfurilor din China în depozit? Ah. A. Ah. Eu. Mormaia aranjându-și părul după urechi. Eu. Eu, eu, eu. Capul de ceas Zaria și ultima literă a alfabetului. Se strâmbă șeful. Răspunde la întrebare Ecaterina se adună și încercă să explice totul, nu sunt eu de vină. Mărfurile au fost reținute la graniță. Ne așteptam la livrare joi, dar am primit-o doar sâmbătă. O să termin totul azi mâine și... Dacă ați primit-o sâmbătă, documentele trebuiau să fie pe biroul meu sâmbătă. Se răsti și lov. Am avut liber sâmbătă, am fost la doctor. Răspunse Ecaterina, strângându-și pumnii dacă nu te descurci cu munca, atunci nu ai voie să ai liber. Ripostă șeful. O striga atât de tare încât din gură îi se prelinsă salivă, căzând pe masa Ecaterinei. Contabila se strâmbă de dezgust, din cauza căreia șeful se înfurie și mai tare. Ce faci nasul cârlic? Nu vrei să muncești. Atunci pleacă cu lucrurile tale și afară. Liberează locul celui care vrea să câștige bani. Propuse el. Ecaterina se uita la fața lui în acel moment, dar brusc i se păru că cineva a oprit sunetul. În loc de înjurături, din gura șefului ieșea un țârâit enervant de țânțar. Fața lui de culoarea sfeclei, parfumul lui obositor, ochii burghiu. Toate acestea au devenit indiferente pentru Ecaterina. Ea nu îl mai avea teamă. În memoria fetei apăru cabinetul medicului pe care l-a vizitat în această sâmbătă. Și încă un diagnostic teribil, care a devenit un verdict, diagnosticul dumneavoastră este destul de rar. Doctorul i-a spus pacientei, ascunzându-și ochii. Tratamentul va fi dificil și lung, dar nu există nicio garanție de recuperare. Șansa este de 1%. Ecaterina, fiind în strânsă prietenie cu numerele, a cântărit totul și a înțeles că acest procent de recuperare nu o satisface. Și dacă nu mă voi trata, S-a întrebat brusc Ecaterina: Dacă îmi voi refuza, atunci cât îmi mai rămâne? Doctorul a fost surprins de întrebarea ei, a clătinat din cap un an, nu mai mult. Ecaterina înțelegea ce o așteaptă dacă va merge la clinică. Va petrece ultimele zile sub niște medicamente și perfuzii. Medicii, cu injecțiile lor, o vor transforma într-o pernă de ace. Ea și-a imaginat că îi iese o tubă din gură, pe capul că el avea o căciulă, sub ochi avea cercuri, iar lângă patul de spital era un găleată, în cazul în care o va lua rău. Desigur, o astfel de imagine a fost crescută de vizionarea de filme triste. Cu toate acestea, Ecaterina s-a imaginat prea viu pe sine în locul unor astfel de eroine. Palidă, slabă. Singura excepție este că nu îi este sortit un sfârșit fericit și niciun actor musculos nu va sta lângă patul ei, ținându-i mâna și pregătindu-se să se căsătorească cu o oră înainte de moartea ei, pentru ca spectatorii să plângă. În mod neașteptat, Ecaterina a simțit furie. Nu pe boala perfidă, ci pe ea însă și. Se spune că înainte de moarte, viața trece prin fața ochilor. Iată că vestea teribilă a provocat la Ecaterina amintiri gri despre viață. Cât de plictisitoare și de jalnică a cheltuit ea 25 de ani de viață. Eleva eminentă la școală, care nu avea prietene. Pentru că bunica ei religioasă și strictă, care a crescut-o singură, cerea ascultare completă. Eleva eminentă la universitate, care a ratat toate petrecerile și evenimentele. O șoricică modestă, fără propriul ei punct de vedere mai târziu o lucrătoare în contabilitate, o șoricică de birou pe care o călcau în picioare. Și asta era tot ce a realizat. Nici prieteni, nici povești de dragoste, nimic. Când Ecaterina a ieșit din cabinetul medicului, i-a promis că va lua în considerare varianta spitalizării. Cu toate acestea în prezent, stând în birou, privindu-și șeful care se înfuria, Ecaterina a decis ferm, cel puțin un an va trăi așa cum vrea fără să se uite la părerea altcuiva, fără teamă. La ochii lui Bartoșevic au apărut lacrimi. Văzându-le, Shilov și-a umflat nările, și ce plângi. Crezi că mă vei impresiona cu lacrimi de crocodil? Nu va funcționa. Lacrimi se potrivesc doar fetelor frumoase, Bartoșevic, iar tu, Ion Victorovici, a șoptit vocea Ecaterinei cu note amenințatoare. El chiar a tăcut, simțind o schimbare de ton. Atunci Caterina și-a ridicat privirea spre șef și a uftat, Merceți la dracu. Biroul a fost acoperit de tăcere. Și lov a deschis și închis gura, ca o pește aruncată pe mal, Tu tuceți, a început el. Bam! Ecaterina a sărit atât de brusc încât scaunul de birou din spatele ei a căzut. S-a sprijinit cu palmele pe birou și s-a plecat înainte, privindu-și șeful cu furie, mă dau demisia. A șoptit ea, acum. Și încă ceva. Îți dau în judecată. Pentru insulte, pentru neplata orelor suplimentare, neacordarea concediului și a concediilor medicale, pentru amenzi nejustificate, tu. Tu nu îndrăznești. Vei pierde. S-a zăpăcit și lov. Poate. A ridicat din umerie Caterina, deja strângându-și lucrurile în geantă. Dar să vedem cum un astfel de proces va afecta reputația ta fără cusuri. Apoi Ecaterina deja se îndrepta spre ieșire. Shilov, Și Lov, revenindu-și în fire, îi adresa blesteme pe spate. Cu toate acestea, nu asta a uimit-o pe fată. Un aplauze. O altă. Și încă una. În curând, toți angajații companiei au izbucnit într-un aplauză. Ecaterina, deja în lift, s-a întors cu fața spre ei și a zâmbit larg, ușurată. S-a simțit ușoară și liberă, pentru prima dată de mult timp. Ieșind afară, s-a uitat în jur. A sosit aurul toamnei. Era uscat și cald, cu un covor portocaliu de frunze pe care măturătorii nu apucau să se descurce. Ecaterina a făcut un adânc suspin și a decis pentru ea că aceasta este doar începutul schimbărilor. Fata a mers acasă pe jos, încercând să-și amintească când a fost ultima dată când a mers pur și simplu, fără să se grăbească cu treburi. trecându pe lângă un salon de înfrumusețare, care se numea la modă, studio de imagine, fata s-a oprit. Ea s-a uitat la panoul frumos și la cuvintele, nou lucru nouă viață. Sloganul a funcționat pentru că Ecaterina asta și voia o nouă viață. Bartoșevic și-a mușcat buzele și a trecut de la o picior la altul. Ea s-a îndepărtat puțin pentru a privi în fereastra panoramică mare. A văzut câteva femei, unele în scaunul de coafor, altele la manichiură. În acel moment, ușa salonului s-a deschis și în aerul curat a ieșit o lucrătoare. Pătrunzătoare și bronzată, cu un machiaj strălucitor care îi venea de minune, și cu părul împletit în mici codițe, ea a luat o înghițitură de cafea din cana de hârtie. Femeia se uita la telefon și chicotea de ceva, dar ridicând capul, a văzut-o pe Ecaterina înghețată. Sunteți la noi. A ridicat o sprânceană femeia. Ecaterina a privit speriată la codițele africane și a vrut să fugă, scripind din călcâie. Cu toate acestea, în acea secundă, Bartoșevic și-a văzut reflexia în sticlă. Ce plictisitoare era! Inima ei s-a strâns cu amărăciune. Ecaterinei avea doar 25 de ani, dar nu încercase pur și simplu nimic în viață. Nici măcar nu-și vopsise părul, ci îl tundea doar cu câțiva centimetri pe an. Se gândea la experimentele pe care le întreprindeau colegele ei de facultate și le invidia. Ecaterinei mai întâi îi interzicea totul bunica, susținând că o fată ar trebui să aibă părul lung și frumusețe naturală, iar tot restul este de la diavol. Apoi, șeful îi cerea să-și împletească părul în cozi și chignonuri palide. Intră. Sunt liberă acum. A întrerupt gândurile femeii străina, apoi a dat din cap spre slogan, un nouă tunsoare, o nouă viață. Ce zici? Ecaterina s-a gândit cât de ușor femeia a trecut la tu cu ea. Anterior, aceasta ar fi stânjenit-o și ar fi respins-o, la fel ca și imaginea strălucitoare a femeii nu i-ar fi încredințat capul, temându-se să nu iasă cu plete roșii, asemănătoare cu șerpi. Dar acum da. A dat din cap pe zâmbind timid. Aș vrea asta. Cinci minute mai târziu, Ecaterina regreta deja decizia ei. Ea stătea într-un scaun confortabil, în fața ei era un pahar cu cafea. Muzica suna veselă, femeile din salon râdeau și bârfau îi se părea că a intrat într-un serial. Ai vreun un dor? S-a interesat femeia care se prezentase ca Cristina. Păi, Ecaterina a clipitul lui tă. Nu am făcut niciodată nimic cu mine. Vreau o soare scurtă. Cristina a dat din cap aprobator, a cântărit părul blond în mâini când Cristina a ridicat foarfecele deasupra ei, ca un personaj negativ dintr-un film de groază, Ecaterina a strâns mâinile, ascunse sub pelerină, și și-a închis ochii. Inima i s-a accelerat. Clic. Clic, click. Ecaterina a deschis unul dintre ochi, apoi celălalt. Nimic înfricoșător nu s-a întâmplat. Planeta nu a încetat să se rotească. Ecaterina a petrecut patru ore la salon. Nu numai că a fost tunsă în stilul garcon, arătându-i părul până la culoarea cenușii, dar a fost și machiată, apoi a făcut manichiură. În cele din urmă, în fața oglinzii, se afla altcineva. Dar Ecaterina nu putea să-și ia ochii de la această persoană. Pe ochii ei au apărut din nou lacrimi. Cristina s-a speriat, micuță, nu-ți place. Auftat femeia. Ecaterina s-a întors brusc și a îmbrățișat strâns cu afeza, îmi place. Foarte mult. A zâmbit ea prin lacrimi. Desigur, o nouă tunsoare cerea o nouă ținută. Ecaterina a sunat-o pe singura cunoștință care, cu chiu cu putea fi numită prietena ei. Svelana a fost surprinsă să audă invitația la cumpărături, dar a acceptat. Fetele s-au distrat de minune, Ecaterina a râs atât de mult, încât i s-au umflat burta și obrașii. Acasă, Ecaterina se întorcea cu saci plin de haine frumoase. Ea intenționa să arunce toate sacourile și bluzele ei de șoarece, sau chiar mai bine, să le ardă. Zis și făcut. A doua zi, trezindu-se pentru prima dată în viața ei după amiaza, Ecaterina a văzut multe apeluri pierdute de la șef, dar nu a sunat înapoi. Ecaterina, după ce a mâncat lent, a stricat-o pe garderoba ei, a pus lucrurile în saci de gunoi și a plecat la coșuri de gunoi. Ecaterina cânta o melodie pe nas când se apropia de containerele verzi. Pachetele erau grele, ea s-a oprit pentru a se apuca mai bine de ele și pentru a le arunca în container, ca un basketballist. Apoi, din container s-a auzit un scârțuit, iar apoi ceva asemănător unui scurt, auu. Ecaterina s-a oprit în mărmurită. S-a uitat în jur și a realizat că acum aude un oftat. A lăsat pachetul, s-a apropiat pe vârfuri și a fost șocată. În container, printre gunoi, stătea un copil. O fetiță slabă care își ținea mâna la gură, temându-se să plângă tare. Văzându-o pe Ecaterina, i-a oftat și a tremurat. Doamne! S-a speriat Ecaterina! Ce faci aici? Ai pierdut ceva! Ecaterina și-a amintit cum în copilărie a aruncat accidental cheile la gunoi. Pur și simplu a aruncat legătura strânsă împreună cu gunoiul în container. Bunica, când a aflat despre asta, s-a supărat și a forțat o penepoată care plângea să caute în gunoi, spre deliciul copiilor din cartier. Clavetele le-a găsit Ecaterina atunci, dar apoi a suferit mult din cauza copiilor răi, care își țineau nasul când trecea pe lângă ei. Se spunea că miroase urât. Pe obrajii fetei curgeau lacrimi, buzele ei tremurau. I-a dat din cap brusc. Ecaterina a întins mâna, hai, te ajut! A propus ea. Fetița a uitat, apoi a întrebat în șoaptă, și acolo nu sunt școlărițe. Fete! Nu mă caută! Ecaterina s-a întors, s-a uitat în jur. I-a clătinat din cap, nu văd pe nimeni. Iată o traducere mai literală, Ecaterina s-a apropiat, întinzând mâna, hai, te ajut. A propus ea. Fetița a uitat, apoi a întrebat în șoaptă, dar acolo nu sunt școlărițe. Fete! Nu mă caută! Ecaterina s-a întors, s-a uitat în jur. I-a dat din cap, nu văd pe nimeni. Pe fața școlar cei a fulgerat o ușurare. Ea s-a apucat de mâna întinsă și a ieșit din gunoi. Ecaterina vedea că fata tremura. Poate de la stres, poate de la fric. Nu avea nici măcar o jachetă, parcă fugise de la lecție, rămânând doar în cămașă și pantaloni negri. În prezent, hainele erau murdare, rochia era transparentă în unele locuri. Trăiești departe? A întrebat Ecaterina. Fata a dat din cap în comunitatea de Daha. Casa mea este aproape, vrei să intri? Îți voi găsi haine curate. A propuse Caterina, realizând că nu poate trece pe lângă copil. Fata ezitând, dar Caterina a convins-o că vrea să ajute. Acasă, gazda a trimis-o pe fată, care s-a prezentat ca Eugenia în baie, oferindu-i un prosop curat. A scos din pachetele cu noutățile un pulover moale și pantaloni, lăsându-le la ușa băii. Hainele copilului le aruncat în mașina de spălat, observând neîncetat cât de vechi arătau. Când Eugenia a ieșit, s-a dovedit că hainele erau prea largi. Cu toate acestea, ochii ei au strălucit când a atins țesătura delicată a puloverului. Ea se uita mereu în oglindă, impresionată de puloverul frumos. Eugenia a așezat-o imediat la masă. Mâncând cu poftă, fata a povestit cum a ajuns într-un container de gunoi, la școală mă urăsc. Spune că sunt fiica alcoolicilor, a criminalilor. I-a mărturisit ea salvatoarei sale. Astăzi fetele voiau să mă ajungă din urmă pentru a mă bate. Am fugit de ele în acest cartier, dar nu cunosc nimic aici. Voiam să mă ascund într-un intrare, dar nimeni nu a deschis ușa interfonului. Când am reușit să mă desprind, am văzut containele de gunoi. Nu mai era timp de gândit, m-am urcat într-unul dintre ele am auzit cum au trecut pe lângă mine râzând. Îmi era frică să nu respir. Doar că nu au avut idee să mă caute acolo. De ce te jignesc? A întrebat de Caterina, deși înțelegea că copiilor nu le este întotdeauna nevoie de un motiv pentru a se umili. Eugenia și-a coborât privirea în farfurie, a început să scormonească în budincă cu furculița, probabil din cauza tatălui meu. Tatăl meu a revenit recent din închisoare. Știți, când el era închis, totul nu era atât de rău. Mama a încetat să bea, chiar a mers la ședințele părintești. Numai că el s-a întors și totul a început din nou. Ei beau și invită prietenii. Învățătorii cred și ei. Știți, tatăl meu este o persoană foarte rea. Am visat mereu la un pisoi, dar el nu m-a lăsat să am animale. Mama a fost de acord când el era în închisoare, mi-a adus un pisoi de ziua mea. Dar când tatăl meu s-a întors, l-a luat de gât și l-a aruncat afară din casă. Era iarnă, era fric. Când tatăl meu s-a întors, mi-a spus că nu voi mai vedea pisica. Și așa face cu tot ce îmi place. Aruncă. Inima Ecaterinei s-a strâns s-a ridicat să pună ceainic, dar de fapt și-a ascuns fața de Eugenia, privirea plină de tristețe. Ai apelat la serviciul de protecție a copilului. A întrebat Caterina. Vrei să te ajut? Nu. Nu vreau să merg la orfelinat. Fata s-a încruntat. Vreau doar să trăiesc în pace. Să cresc cât mai repede și să-mi încep viața. Am aproape 14 ani. În acea zi, Eugenia a rămas la Ecaterina până seara. Au petrecut timp minunat, au vizionat filme și au gătit. Fata s-a dovedit a fi drăguță și veselă. Nu s-a închis în ea însă și, în ciuda a ceea ce se întâmpla în viață. Eugenia, pe de altă parte, părea să fie încântată de prietena ei adultă. Ea o considera pe Ecaterina foarte frumoasă și interesantă. Ecaterina a crezut că noul ei lucru nu durează nici măcar o zi. Ecaterina i-a permis Eugeniei să vină în vizită. I-a dat numărul ei de telefon în caz de probleme. Fata i-a cumpărat haine noi, i-a dat telefonul ei vechi. Ea chiar a mers la ea acasă și a spus tatălui Eugeniei că va depune o plângere la poliție dacă îi se va întâmpla ceva fetei. Ecaterina a vizitat și școala pentru a arăta că cineva are grijă de Eugenia. Eugenia se simțea din ce în ce mai bine. Ecaterina înflorea și ea. Uneori se uita în oglinda ei și nu înțelegea dacă viața ei se apropie de sfârșit. La urma urmei, pe obrașii ei înflorește o roșiață, iar ochii strălucesc. Bartoșevic a început să lucreze pe cont propriu, contabiliza companii mici. A avut mai mult timp pentru ea și mai mulți bani. Shilov, după ce a sunat-o, a început mai întâi să țipe, apoi să se ceară iertat. Ecaterina nu a acceptat scuzele lui. Într-o zi, Ecaterina aștepta-o pe Eugenia, pentru că s-au înțeles să gătească împreună un tort ciudat cu nucă de pecan. Doar că fata nu a venit și telefonul ei a tăcut. O îngrijorată Ecaterina, gândindu-se la cel mai rău, a fugit în comunitatea de Daha. În continuare, povestea se concentrează pe relația dintre Ecaterina și Eugenia. Ecaterina devine o figură de sprijin pentru Eugenia, ajutând-o să se descurce cu viața ei dificilă acasă. Eugenia, la rândul ei, îi aduce bucurie și sens vieții Ecaterinei. În cele din urmă, Ecaterina decide să adopte-o pe Eugenia. Aceasta este o decizie dificilă, dar Ecaterina este hotărâtă să ofere Eugeniei un cămin iubitor și sigur. Povestea se încheie cu o notă de speranță. Eugenia are în sfârșit o familie care o iubește și o susține. Ecaterina a găsit un scop în viață, ajutând-o pe Eugenia să-și atingă potențialul. Aproape de casa fetei, i-a văzut o ambulanță care o ducea pe prietena ei mică. Atunci, Ecaterina, fără să se gândească, s-a înfuriat. S-a aruncat asupra femeii care a ieșit să-i conducă pe medici. Ce fel de mamă ești? Ce s-a întâmplat cu Eugenia? A strigat Ecaterina. Olesia, încruntându-și fața umflată, a făcut din mâini: Fata are doar apendicită. De ce țipi? O vor opera și o vor returna pe Eugenia. Inima Ecaterinei s-a mai liniștit puțin. Deci, cuvintele mamei s-au părut ei crude, ei părea să-i fie indiferentă de fică. Ecaterina, întorcându-se acasă, a realizat că acolo era prea liniștit și singuratic. Atunci a decis să-și bucure și pe ea și pe fată, care trebuia să se întoarcă în curând din spital când Ecaterina a luat-o pe Eugenia după operatie, a dus-o în apartamentul ei, înțelegând că acasă nu îi se va oferi pace. Eugenia a oftat când a ieșit să o întâmpine o mică minune pufoasă, un pisoi gri. Noul meu coleg de apartament. A prezentat pisoiul Ecaterina. Se numește Thomas. În copilărie adoram desenul animat Tom și Jerry, dar mie nu mi se permitea să am animale de companie așa că am decis să-mi închid acest gem. Toată seara, Eugenia nu și-a lăsat Thomas din mâini, chiar s-a culcat cu el. Dimineața au fost uluiți de vestea care circula prin cartier. Tatăl Eugenia i-a bătut-o pe mama ei și a fost din nou închis. Mama a fost trimisă la spital. Acolo a venit Ecaterina cu o cerere de a-și lăsa fica. Vreau să obțin o tutelă pentru Eugenia. Ea visează la emancipare, dar înainte de 16 ani nu i se va da. A spus Caterina sincer. Nu am atât de mult timp. Mi-a mai rămas să trăiesc nu atât de mult. Nu am rude. Vreau să fac ceva bun, măcar pentru Eugenia. Mama fetei, ascunzându-și lacrimile, a dat din cap. Astfel Ecaterina, deși cu greu, pentru că era fără soț și fără un loc de muncă oficial, a reușit să obțină tutela asupra Eugeniei. Desigur, fata nu era fiica ei, ci mai degrabă o soră mai mică, dar Ecaterina a iubit-o din toată inima. Timpul a trecut. Eugenia nu mai era hărțuită, pentru că la ședințele părintești mergea Ecaterina. Mai exact, versiunea e actualizată, încrezătoare, curajoasă și frumoasă. Pe Ecaterina au început să se întoarcă din ce în ce mai mulți bărbați și femei, postura și mersul ei s-au schimbat. Ridurile au devenit mai adânci, dar doar acolo unde a fost zâmbetul. Când nisipul timpului, măsurat de medicul ei, a secat mai mult de jumătate, Ecaterina a realizat că nu văzuse nimic altceva decât orașul ei. Doar de câteva ori a mers în delegație. Tu poți lucra din orice colț al planetei. A spus atunci Eugenia, care locuia cu Ecaterina și se descurca perfect. Pleacă și vezi lumea. Dar cum te voi lăsa singură? S-a mirat Ecaterina. Am fost singură toată viața. Și acum am Tom, iar tu mi-ești sprijin. Nu te teme, nu mă voi pierde. A convins-o fetița. Așa a început o nouă etapă în viața Ecaterinei. Ultima, dar incredibil de luminoasă. Ecaterina a văzut Taj Mahal, a lăsat să-i deseneze mâinile cu Mehdi. A învățat să danseze în Brazilia, deși a fost mereu foarte timidă. A gustat tăiței chinezești adevărate și un croissant francez. Fata a cheltuit totul pe călătorii, până la ultimul bănuț, chiar și s-a aventurat în lucruri precum autostopul sau dormitul cu străini. Cu toate acestea, viața s-a dovedit a nu fi la fel de înfricoșătoare pe cât credea înainte. Bartoșevic a trimis Eugenia vederi și fotografii din toate noile locuri. Iar într-o zi, Ecaterina s-a îndrăgostit. Doar că sentimentul ei nu a încântat-o, ci a speriat-o. Nu voia să se atașeze de un om, pentru că nu-i mai rămânea mult timp să umble pe pământ. Doar inima nu dădea doi bani pe câte bătăi îi mai rămânea un rezervă. Bătea nebunește de fiecare dată când Ecaterina îl vedea. Pe Alexandru, un tip natal pe care i-a reușit să-l găsească la capătul lumii. Alexandru era blogger de călătorii și jurnalist, care rătăcea prin lume. Alexandru a iubit-o și el pe Ecaterina pentru pasiunea ei pentru libertate, pentru râsul ei cristalin, dorința de a încerca lucruri noi și bunătatea ei. Și iată, a avut loc un moment de cotitură când Alexandru și Ecaterina s-au aflat în Capadocia și priveau cum baloanele cu aer cald se ridică în zare, bărbatul a îngenunchiat. A scos un inel de logodnă, știu că ne cunoaștem de doar câteva luni. Dar am impresia că te-am căutat toată viața, călătorind dintr-o țară în alta. Vreau să continui să călătoresc prin această lume, dar doar ținându-te de mână. Pe ochii Caterinei, care nu a putut să-i spună iubitului ei despre diagnostic, au început să se prelingă lacrimi. I-a clătinat din cap, intenționând să refuze, dar atunci i-a sunat telefonul. Desigur, în situația normală nu ar fi răspuns. Cu toate acestea, acum s-a agățat de ea, ca un necat de o trestie, da. A aruncat ea brusc, încercând să amâne momentul în care inima ei se va sparge. Bartoșevic Caterina Lvovna. A auzit ea un glas feminin ușurat. Vă căutăm de o lună. Sunt Frolova de la spital, vă amintiți. Am ajutat-o pe medicul dumneavoastră. Chestia este că analizele dumneavoastră au fost confundate. Este vina mea. Vă rog, ascultați-mă. În acel moment treceam printr-un divorț, soțul meu voia să-mi ia copilul. Eram într-o stare de tulburare teribilă, așa că am greșit. Acest lucru nu mă scuză, dar eventual ați putea să mă iertați. Vă rog! Nu dați în judecată spitalul. Ecaterina și-a șters lacrimile, s-a încruntat, așteptați. În sensul în care analizele au fost confundate. Eu ce? Sunteți complet sănătoasă. A raportat femeia. Vă implor, iertați-mă. Ecaterina și-a apucat mâna tremurândă de cură. S-a uitat la cer presărat cu baloane. La bărbatul care încă mai stătea în genunchi, neînțelegând ce se întâmplă. A rememorat tot ce trecuse prin ea. A rememorat-o pe Eugenia, pe Tom, fața șefului, aplauzele colegilor. Frumoasa Cristina din salon. A rememorat locurile în care fusese, oamenii pe care îi cunoscuse. Într-un an. Apoi, Ecaterina a zâmbit, te iert. A oftat ea și plângând, a adăugat, știi, se pare că aceasta a fost cea mai bună greșeală din viața mea. Apoi a închis apelul și s-a întors spre Alexandru, pentru a-i răspunde cu îndrăzneală, da.